Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Mis credincioși. Se va citi mâine la Sfânta Liturghie pilda semănătorului. Un cuvânt pe care noi credem că este printre primele pilde pe care Iisus le adresează apostolilor și mulțimii, tocmai pentru că apoi Iisus le spune apostolilor că vouă vă este dat să înțelegeți. Trebuie să le punem în inimă și în minte, în gând, să le punem sămânța cea bună, care poate da roadă, bineînțeles, în mod diferit. Unuia dă roadă 30, unuia dă roadă 60 și celuilalt dă roadă 100. Iată deci, iubiți credincioși, mă gândeam că în această seară sămânța despre care vorbim noi în Sfânta Scriptură să nu fie alta decât, pe scurt, în câteva cuvinte, să vorbim, să discutăm chiar, să medităm, dacă doriți, despre taina spovedaniei, pe care noi fiecare o căutăm și încercăm să ne-o apropiem. Și vom citi din această carte editată de Editura Apostolia, binecuvântarea înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif, o carte numită Spovedania în perspectivă ortodoxă. Iată, am ales un capitol, câteva pagini și v-aș ruga și cei care sunteți în biserică și cei care priviți și vă rugați împreună cu noi să luăm cu toții aminte la aceste gânduri frumoase și la aceste semințe care nădăjduim să cadă într-un pământ roditor. Spovedanie și îndrumare duhovnicească. Ieromonahul Macarie de la Simonos Petra. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Asemenea Sfântului Ioan înainte mergătorul, Hristos și-a început și el propovăduirea cu aceste cuvinte, cu deosebirea că Sfântul Ioan Botezătorul deschidea calea propovăduind pocăința ca o condiție prealabilă pentru a-L primi pe Mântuitorul, în vreme ce Hristos vestea prin prezența sa pe pământ apropierea împărăției și a mântuirii, nu doar ca așteptare, ci ca o realitate concretă. Acesta este și motivul pentru care înainte mergătorul nu a săvârșit minuni, în timp ce Hristos, de când și-a început lucrarea și pe durata întregii sale vieți pământești, a arătat semne care mărturiseau în el venirea împărăției. El însuși este, în același timp, împărăția și împăratul. Iar nouă ne-a deschis calea de a fi părtași acestei împărății, care este prezența lui Dumnezeu în noi. Însă, condiția de a dobândi împărăția este mereu taina pocăinței. În Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți, termenul de pocăință, care din punct de vedere etimologic înseamnă schimbarea minții, a modului de gândire, metanoia, nu presupune doar întristarea și căința pentru păcate, ci indică și calea de urmat pentru primirea iertării, așa încât putem afirma că pocăința este temeiul întregii vieți duhovnicești. Pocăința este împrospătarea botezului, este baia nașterii de-a doua, ce poate schimba firea omenească,
având așadar un caracter ontologic. Este o călătorie din întunericul păcatului spre lumina comuniunii cu Dumnezeu. Pocăința este o trecere, un paște, de la moarte la viață, prin puterea învierii lui Hristos. Pocăința, așadar, nu se limitează la simpla mărturisire a păcatelor și la primirea iertării pe care biserica, în pogorământul ei, ne-o dăruiește prin rugăciunea preotului. Prin spovedanie, ne mărturisim intenția de a ne pocăi, însă adevăratul act al pocăinței se înfăptuiește prin păzirea tuturor poruncilor și trebuie să cuprindă întreaga noastră viață înnoită în Duhul Sfânt. Prin urmare, zic eu, pocăința e de trebuință tuturor și în toată vremea, păcătoșilor ca și drepților, dacă doresc să dobândească mântuirea. Domnul nostru Iisus Hristos, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, a arătat tuturor calea mântuirii în chipul pe care îl știa vrednic de un Dumnezeu. A întărit legea libertății prin învățăturile sale și a hotărât pentru toți un singur țel, spunându-le, pocăiți-vă! Prin aceasta ne-a înlesnit nouă înțelegerea că toate poruncile pot fi însumate într-una singură, pocăința. Pocăința trebuie, astfel, să ne însoțească până în ceasul morții noastre. De aceea Sfântul Marcu Ascetul merge până la a afirma că pocăința este cea care ține împreună tot Universul. Iată, dacă pocăința are o asemenea importanță în viața duhovnicească a fiecărui creștin, putem cu ușurință să înțelegem că tainei spovedaniei i s-ar cuveni un loc central pe calea către Dumnezeu. Ca practică liturgică, spovedania se înscrie în ansamblu vieții duhovnicești, ea fiind pecetea nevoinței personale pe care creștinul trebuie să o ducă pentru a-și trezi conștiința și condiția pentru participarea sa efectivă la viața bisericii și la Sfânta Împărtășanie. Trebuie însă să recunoaștem că taina spovedaniei, până în sensul cel mai limitat al termenului, suferă astăzi numeroase deviații, fiind supusă unei strâmbe înțelegeri, fapt care nu înlesnește așezarea acesteia pe un loc de mare însemnătate în viața creștinilor. Și vom enumera câteva cazuri. În anumite biserici, unde mărturisirea este obligatorie înaintea primirii Sfintelor Taine, credincioșii se spovedesc în mod sistematic, deseori în vremea dumnezeieștii liturghii, sau chiar înainte de împărtășanie. Însă această practică a spovedaniei rapide și săvârșite în prezența întregii obști devine adesea o simplă formalitate, care nu mai e însoțită de un adevărat duh de pocăință. Consecința fiind că însuși obiceiul acesta împiedică adevărata mărturisire. În alte biserici, în care spovedania este lăsată la libera alegere a credincioșilor, mulți dintre credincioși se mărturisesc foarte rar sau chiar deloc. La unii, poate chiar sub influența concepției occidentale despre ispășirea păcatelor, spovedania este privită cu teamă, ca o procedură juridică, la care oamenii din postura de acuzați se supun pentru a primi sentința care va potoli mânia lui Dumnezeu. Alții se spovedesc des, însă doar pentru a-și liniști conștiința și pentru a căuta la preotul duhovnic îndreptățire pentru comportamentul lor.
nu spovedesc decât ceea ce nu îi tulbură prea tare, fără a avea câtuși de puțin intenția de a se lepăda de patimile care sunt cauza greșelilor lor, de a-și schimba viața și modul de a gândi, metanoia. Aceștia consideră că așa este natura umană și că e de neocolit nu doar a săvârși păcatul, ci și a hrăni în sufletele lor o atitudine de împotrivire, de ură, de ranchiună împotriva aproapelui. Spovedania astfel săvârșită adoarme conștiința în loc de a o trezi. Pe părintele Emilianos, care avea o trăire adâncă a relației cu Dumnezeu, mult îl îndurerau aceste spovedanii convenționale, pe care le primea adesea din partea bunilor creștini. Ne spunea că o asemenea mărturisire ne ține prizonieri în nimicnicia noastră, în patimile noastre. Întrucât ne-am închis inima, nicio schimbare din partea dreptei celui preanal nu poate să intervină în viața noastră, care viață va rămâne banală și pământească. Pentru el, păcatul cel mai mare era, spunea, amorțirea duhovnicească, lipsa râvnei pentru curățirea sufletelor noastre și renunțarea la luptă. Pe de altă parte, există și unii, iar această tendință pare a lua amploare în zilele noastre, a unora care merg la duhovnic, precum ar merge la psihoterapeut, pentru a-i vorbi despre ei înșiși, despre problemele lor familiale și sociale, cel mai adesea învinuindu-i pe ceilalți și fără a fi câtuși de puțin dispuși să-și recunoască propriile greșeli. Aceștia nu se apropie de spovedanie ca de o taină, ca de o mistagogie a întâlnirii cu Dumnezeu cel viu și milostiv, ci abordează spovedania într-o manieră omenească și psihologică, în căutarea unei simple ușurări a unui echilibru în viață, fără nicio înclinare a Duhului spre pocăință. Și mai rea încă este tendința de a transforma taina spovedaniei în discuții generale, referitoare la viața duhovnicească sau la viața bisericii, mereu cu intenția de a nu ne asuma responsabilitatea care ne revine. Din nefericire, mulți intră în acest joc ce devine o caricatură a adevăratei spovedanii. Alții, din potrivă, chiar preoți, se folosesc în mod abuziv de putere pe care au primit-o prin biserică, înțelegând în mod greșit modelul paternității duhovnicești practicat în mediul monastic. Aceștia, preoții, pretind de la fiii lor duhovnicești o ascultare absolută și se preocupă de toate aspectele vieții lor personale. Alții exploatează tendința firească a credincioșilor de a se atașa de părintele duhovnic pentru a clădi un cult al propriei personalități și a se prezenta ca stareți. Am putea întocmi o listă lungă cu aceste deviații care izvorăsc cu precădere dintr-o necunoaștere adevărată învățătura a Bisericii cu privire la taina spovedaniei, pe care trebuie să o distingem de îndrumarea duhovnicească. Desigur, este dificil a se separa de aceste două aspecte, întrucât în general și pe bună dreptate, credincioșii merg la preot nu doar pentru a-și mărturisi păcatele, ci și pentru a primi din partea acestuia sfaturi și îmbărbătare. Însă, e important de știut că la spovedanie ar trebui să mergem înainte de toate pentru a ne înfățișa înaintea lui Dumnezeu, care cercetează rărunchii și inimile, și să mărturisim fapte concrete, asumându-ne de plină responsabilitate pentru ele, fără a încerca să ne îndreptățim.
Făcând aceasta cu sinceritate și cu hotărâre fermă de a nu mai săvârși aceste fapte, asupra cărora ne atenționează conștiința, putem obține de la Dumnezeu iertare și harul de trebuință pentru o viață înnoită în Duhul Sfânt. Problema nu este, deci, câte lucruri trebuie să mărturisesc, chiar consultând câteodată câte un îndrumar de spovedanie. Nu e nevoie de o scrupuloasă analiză a sinelui, ci pur și simplu de a spune ceea ce avem pe conștiință și de a spune ceea ce știm că ne tulbură. Trebuie să fim hotărâți să nu ascundem nimic, mai ales acele lucruri pe care ne rușinăm să le mărturisim de teamă că ne vor strica imaginea și să ne schimbăm fiecare viață. Dacă nu am luat o astfel de hotărâre, rămân între cald și rece, adică căldicel. Cum mă va putea oare ierta Dumnezeu? Decizia de a ne schimba ne aparține și ea se va exprima prin nevoință și printr-o viețuire virtuoasă, printr-o viață care îl cinstește pe aproapele ca fiind chipul lui Dumnezeu, o viață de tăcere și rugăciune. Însă adevărata pocăință este și rămâne un dar duhovnicesc. Ne manifestăm intenția de a ne feri de păcat, ocolind prilejurile de a-l săvârși. Însă numai prin rugăciune vom dobândi, la plinirea vremii, acel har al pocăinței care ne va da puterea de a nu mai păcătui. Dacă cineva este mereu gata de a-și exprima în toate propria părere, este cu neputință să dobândească pocăința. Va muri în starea de nepocăință, spunea părintele Emilianus. Tot el spunea, adevărata spovedanie este o înfăptuire atât de rară, încât se face prăznuire în cer, printre îngeri și sfinți. Și duhovnicul resimte atunci o mare bucurie. Ce înseamnă așadar adevărata spovedanie? Este o mare artă să știi să spovedești. Și învăța pe ucenici cum să spovedească. Înainte de spovedanie, când își lua un răgaz pentru a cerceta starea lăuntrică de la ultima mărturisire până în momentul în care se găsește, pentru a se aduna întru sine, pătrunzând în cămara sufletului său, credinciosul, după cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, își pune cugetul drept judecător al propriilor fapte și poate astfel să-și vadă golul lăuntric, moartea duhovnicească, faptul că nu se adapă din izvorul vieții și responsabilitatea pentru faptele care l-au dus în această situație. Începutul mântuirii este de a se osândi pe sine însuși, învăța Sfântul Evagrie Ponticul. Și într-adevăr, câtă vreme refuzăm să ne învinovățim pe noi înșine și vom căuta să ne îndreptățim, este imposibil să dobândim pocăința. Din aceasta m-am judecat, din aceasta m-am osândit eu ticălosul, adică din cugetul meu, decât care nimic nu este în lume mai puternic. Judecătorule, mântuitorul meu și cunoscătorule, cruță-mă, izbăvește-mă și mă mântuiește pe mine, robul tău. Fie ca fiecare dintre noi să-și cerceteze propria conștiință, să-și așeze rațiunea în tocmai unul judecător al sinelui său și să-și recunoască lipsurile. Mărturisirea propriu-zisă nu trebuie de regulă să fie lungă, ci limpede și fără ascunzișuri. Trebuie să descriem fapte concrete
însă fără a intra în detalii ce riscă să reînvie în noi înclinarea spre păcat. Și fără a da multe explicații, care de cele mai multe ori sunt doar încercări de a ne îndreptăți pe noi înșine. Rugăciunea de dezlegare pe care o citește preotul este dumnezeiasca pecete asupra pocăinței noastre, care trebuie să preceadă taina propriu-zisă. Însă pentru ca acest har să fie cu adevărat lucrător în noi, pentru ca să ne dea acea energie dumnezeiască ce ne va transfigura, trebuie ca spovedania să fie cât mai sinceră. Poate că abia după ani întregi de viețuire în biserică și de mărturisiri cu caracter mai mult formal va veni momentul critic al existenței noastre, când vom simți că stăm goi înaintea lui Dumnezeu și ne vom asuma răspunderea pentru faptele noastre zicând: am păcătuit. Sau vom face precum Adam și Eva, ascunzându-ne și aruncând vina asupra celuilalt. Fiecare spovedanie se aseamănă cu întoarcerea fiului risipitor, prăznuită în fiecare an înaintea începerii postului mare, perioadă prin excelență a pocăinței, clipa cea prielnică pentru a ne întoarce la Tată și a ne învrednici de intrarea în împărăție. Credinciosul ar trebui să meargă către preot cu bucurie și inimă arzândă, ca și cum în el l-ar vedea pe însuși Tatăl care iese în întâmpinarea lui cu brațele deschise. Să cunoaștem, deci, fraților, puterea tainei, că prea bunul părinte, întâmpinând pe fiul cel desfrânat, care s-a întors de la păcat la casa părintească, îl îmbrățișează și iarăși îi dăruiește cunoașterii slavei sale. Și veselie de taină face celor de sus, înjunghiind vițelul cel îngrășat, ca noi să viețuim cu vrednicie celui ce a junghiat, celui iubitor de oameni, părintelui și celui slăvit care s-a junghiat, mântuitorul sufletelor noastre. Așadar, ceea ce trebuie să căutăm în taina pocăinței nu este o mângâiere omenească și afectivă în tumultul încercărilor noastre, ci prin taina pocăinței să refacem legătura noastră cu Dumnezeu, învoiala cu Dumnezeu pentru a doua viață, după cum ne spune și Sfântul Ioan Scărarul, care se va reflecta în viața noastră în Hristos, prin tainele biserici și prin sfintele virtuți. Pentru un credincios, pentru un mirean, duhovnicul este părinte în duh, însă nu un stareț, căruia monahul îi face o ascultare oarbă și căruia își descoperă toate gândurile. Sfaturile duhovnicului nu sunt niște ordine care trebuie duse la îndeplinire, ci credinciosului îi rămâne libertatea de a le pune în aplicare în împrejurările concrete ale vieții, fără a avea nevoie să se sfătuiască în fiecare clipă cu părintele său duhovnicesc. Admiteri, apelul permanent la duhovnic, departe de a fi ascultare, riscă să dezvolte un infantilism încredincioși, care în acest tip găsesc să se lepede de propriile responsabilități și de însăși libertatea lor. Pentru fiecare credincios este greu să facă o spovedanie adevărată, cu atât mai delicată este lucrarea păstorului de suflet, arta artelor și știința științelor, după cum spune Sfântul Grigore, teologul. Pe lângă credința ortodoxă neclintită și o bogată cunoaștere a învățăturii și tradiției bisericii, pe care orice preot ortodox trebuie să le aibă, duhovnicul trebuie să fie dobândit și abilități pedagogice. Lucrarea sa de doctor în cele ale Duhului constă în a ajuta sufletele să se elibereze din robia păcatului,
care întru toate se aseamănă unei intoxicații, pentru a păși liber spre unirea cu Dumnezeu. Scopul slujirii sale este mântuirea în Hristos și nu doar simplu echilibru psihologic sau armonia în relațiile interumane. Duhovnicul ar trebui să arate dragoste și milă față de cel ce a greșit, însă fără a face nicio concesie în ceea ce privește păcatul. Trebuie ca, înțelegând cauzele rătăcirilor, să îi insufle credinciosului ura pentru păcat, iar nu să-l justifice. Având deplină conștiință a nedesăvârșirii sale, duhovnicul are convingerea că nu el, oricât de învățat ar fi, ci Hristos e cel care va săvârși adevărata vindecare. Preotul nu este decât slujitorul, diaconul tainei pocăinței. Precum în vremea dumnezeieștii liturghii, el doar mijlocește săvârșirea tainei. Însă, pentru ca rolul său să fie cu adevărat lucrător, trebuie ca preotul mărturisitor să aibă o viață lăutrică intensă, să aibă convingerea că doar prin puterea rugăciunii își va putea săvârși lucrarea apostolică. Viața sa lăutrică va străluci astfel asupra credincioșilor, insuflându-le chipul viețuirii Hristos, fără a fi nevoie de predici lungi sau atitudini exagerate. Găsim pilda acestei viețuiri la numeroși sfinți părinți, printre care Sfântul Nicolae Planas, oameni simpli, fără pregătire, dar care prin evlavie, smerenie și dragostea lor pentru viața liturgică au contribuit mult la reînnoirea duhovnicească a bisericii. În cadrul vechii slujbe a spovedaniei, atribuită Sfântului Ioan Postitorul, este vizibilă distincția dintre taina propriu-zisă a pocăinței și respectiv primirea canonului și povățuirea duhovnicească. După citirea celor 7 rugăciuni de dezlegare și după ce împreună făceau 40 de metanii, duhovnicul se așeza alături de cel care se spovedește spunându-i: ce ai putea să păzești, copilul meu? Abia după această consultare era stabilit canonul sau rânduiala pe care credincioșul trebuia să o țină pentru a dovedi că s-a pocăit și a îmbrățișat un nou chip de viață, unul după Duh, iar nu după trup. Canoanele sacramentale sau epitimiile prevăzute de sfintele canoane pentru păcatele cele mai grave nu sunt pedepse, ci mijloace pedagogice de susținere a credinciosului, pe calea de întoarcere către Dumnezeu. Iertarea este acordată dinainte, în condițiile unei spovedanii sincere, dar credinciosul va trebui mai apoi să-și manifeste pe termen lung dispoziția lui de a se schimba, păzind acel canon care a fost stabilit de comun acord cu preotul. Duhovnicul trebuie să cunoască culegerile în care sunt cuprinse sfintele canoane, precum Pidalionul, lucrare aparținând Sfântului Nicodim Aghioritul, și cuprinzând bogate note și explicații. Însă nu trebuie să urmeze în tocmai litera lor. Sfintele canoane cuprind experiența pastorală a bisericii, fiind o comoară de înțelepciune, însă nu constituie un ansamblu constrângător de reguli. Astfel, atunci când sfintele canoane prevăd oprirea de la Sfânta Împărtășanie, pe aceeași durată de timp pentru adulter și crimă premeditată sau pentru avort și uciderea fără voie, ele mărturisesc cinstirea pe care biserica o poartă vieții omului încă din momentul zămislirii sale și caută să protejeze instituția căsătoriei și a familiei. Aceasta însă nu înseamnă că preotul duhovnic trebuie neapărat să impună ani întregi de oprire de la împărtășanie tuturor femeilor care au făcut un avort. Va trebui să țină cont de persoană, de împrejurări și mai mult decât orice
de râvna pe care aceasta o arată spre pocăință. E vorba de un complex de factori pe care duhovnicul este liber să-i estimeze înaintea lui Dumnezeu. În vederea mântuirii persoanei, în cauză, și nu doar pentru a aplica pur și simplu legea. Sfântul Ioan Gură de Aur învăța astfel: pocăința nu se măsoară în timp, ci în râvna sufletului. Uneori, dacă duhovnicul constată că cel care se spovedește nu arată o înclinație autentică spre schimbarea vieții, poate să nu-i citească rugăciunea de dezlegare. În măsura în care rugăciunea prevăzută în cărțile liturgice din zilele noastre spre a fi citite în această împrejurare este de fapt o rugăciune de reintegrare în viața obștească a bisericii. Rugăciune care odinioară era citit de episcop celor care își împliniseră canonul. Pe vremea când pocăința era un act public, penitenții trebuiau să parcurgă mai multe etape înainte de a putea fi primiți la Sfânta Împărtășanie și să fie reintegrați în adunarea bisericii. De la stadiul de suspinători, când trebuiau să stea în afara bisericii, plângând și implorându-i pe credincioși să se roage pentru ei, treceau mai apoi la cel de ascultători, fiindu-le permis să asculte din pronaos citirea Evangheliei, cu condiția de a ieși împreună cu catehumenii în momentul în care începea liturgia euharistică propriu-zisă. Apoi treceau la stadiul de închinători, cărora episcopul le citea rugăciuni punându-și mâinile asupra lor înaintea trimiterii catehumenilor. După care, însă ajunși la ultimul stadiu, puteau să asiste la întreaga liturghie, fără însă a se împărtăși. Și în sfârșit, în cadrul liturghiei pascale, venea și momentul mult așteptat al citirii rugăciunii de dezlegare, care le permitea reintegrarea în trupul bisericii, pecetluită prin Sfânta Împărtășanie. Odată cu evoluția spovedaniei spre o formă din ce în ce mai tainică, au început, desigur, să fie aplicate și forme ascunse de canon. Astfel, biserica a înlocuit lungile perioade de oprire de la Sfânta Împărtășanie, care nu dădeau întotdeauna roade pe plan duhovnicesc, cu practici ascetice, împrumutate din tradiția monahală: post, metanii, privegheri, citirea psalmilor, milostenia, care este, după Sfântul Ioan Gură de Aur, leacul împotriva păcatelor. Și, în primul rând, rugăciunea, mijlocul cel mai eficace pentru sporirea pocăinței. Însă acest canon trebuie să aibă un caracter personal, în funcție de natura, părerea, liberul arbitru, puterea și dispoziția fiecăruia. Căci, precum medicina nu are decât un singur țel atunci când este vorba de o boală trupească, anume acela de a o vindeca, însă felul tratamentului variază, având în vedere că fiecăruia dintre mulțimile de boli îi se administrează chipul de tămăduire care îi se potrivește. Așa și în ceea ce privește boala sufletului. Multe fiind felurile patimilor, vor fi de trebuință multe feluri de îngrijire pentru a dobândi vindecarea după natura patimii. Vorbind cu credinciosul despre acest canon, de preferință imediat după mărturisire și citirea rugăciunii de dezlegare, preotul duhovnic va putea să aplice și latura pozitivă și ziditoare acestei taine. Aceasta presupune că legătura duhovnicească se va menține și că preotul va putea să urmărească evoluția duhovnicească. Și luptele credinciosului pentru a-l încuraja, a-l sfătui în împrejurările mai dificile pe care le va înfrunta, fără însă a-și asuma rolul unui stareț în înțelesul monastic al termenului. Îi va lăsa credinciosului libertatea de a-și organiza singur viața de zi cu zi, mulțumindu-se a indica doar niște linii generale. Grija sa de căpătâi
nu va fi aceea de a respecta niște reguli în detaliu, ci de a încuraja dobândirea unui mod de viață evanghelic, care va înlocui relele deprinderi născute din patimă, prin lucruri vrednice de pocăință și o viețuire înnoită în Duh. Pentru credincioșii care vin să spovedească păcate, ce nu necesită un canon special, discuția duhovnicească ce urmează mărturisirii va consta mai degrabă în sfatul asupra vieții lor concrete, asupra relațiilor cu cei apropiați lor, asupra practicilor ascetice și a formelor de rugăciune pe care ar putea să le împlinească pentru a spori în ei sentimentul prezenței lui Dumnezeu și a ajuta la zidirea omului cel tainic al inimii. Taina spovedaniei și a îndrumării spirituale, deși coexistente, trebuie deci să fie distinse una de cealaltă, pentru a-l însoți mai bine pe credincios pe calea de întoarcere la casa Tatălui, unde va putea pururea să se bucure dinpreună cu toți sfinții. Amin.